Vă salut, sunt în concediu într-un sat care se cheamă La Neuvriu, în apropiere de orașul Beauvais, la, să zic, 35 de kilometri, și vreau să vă arăt puțin cum arată împrejurimile. Asta este casa surorii mele. Cam așa arată străzile în localitate. Este octombrie, nu prea mai sunt așa foarte multe plante pe margine, dar orice ca se poate observa cam cum arată, să zic așa, trotuarele decorate, deși sunt denumite cam impropriu trotuare, pentru că sunt mai mult spații verzi, sunt foarte îngrijite. Am fost și vara aici și pot să vă spun că arată foarte bine. Sunt tot timpul flori, iarbă proaspătă, curată, tunsă, regulat. O să vă bag și în curte, să vă arăt cum are sora mea gospodăria. Nu e foarte multă lumină, e dimineață și deci partea din față se prezintă cam așa. Avem această alee care dă direct în garaj. Este o scară de acces la etaj care nu este prea folosită. Intrarea este undeva prin spate, o să vi arăt. Sunt câteva plante aici în față. Asta este poarta principală pe care se intră cu mașina. Mai avem aici încă o dubiță Renault. Au asfaltat cu bitum. Aici sub scară sunt expuse niște utilaje mai vechi. Asta am impresia că a fost un fel de zdrobitor pentru fructe, nu reușesc să-l surprind foarte bine. Un utilaj destul de vechi și a fost expus așa ca decorație. Asta probabil este un cântar cu contragreutate. Dincoace mai este o poartă mică de acces. Avem un gard view ce separă proprietatea pe partea stângă, un fel de magazie. Câteva tufe de hortensie. Pe aici este intrarea în casă. O terasă sus, acoperită cu bambus și niște plăci din acelea de policarbonat ondulate. Pe aici se accede în demisol. Cam așa arată curtea din partea asta. Avem iarbă, niște șezlonguri, un spațiu de joacă acolo în față.
niște viță de vie pe stânga. Avem un iaz cu pești. Sunt câteva exemplare destul de măricele. Acolo mai este o căsuță de joacă, sora mea are o fetiță. Iazul este împrejmuit așa, cu niște pietre din acestea, foarte frumoase. Au crescut și câteva flori de piatră. Acolo este un loc de relaxare. Și un șezlong din acela tip scaun. Avem niște lemne. Nu există gaze în zona asta, așa că ei folosesc, de fapt am un șemineu foarte mare care încălzește foarte bine toată casa. Deci aici se adăpostesc lemnele. Nu știu cât de bine o să se vadă acum. Am soarele direct în față, sper să reușesc să surprind ceva. Asta e un fel de trestie foarte frumoasă, iar ăsta roșu pare a fi un fel de păr după frunză,
un spațiu verde, relaxare, câțiva pomii fructiferi. Să mâncăm roșii la prânz cu cartofi prăjiți, mă. Uite, mă, că sunt și acolo în aia. Mă, ca să o mai las aici. Aici avem un fel de seră, da, învelită cu niște panouri din astea din fibră de sticlă. Surprinzător mai sunt căpșuni, acum în octombrie. Am văzut câteva, uite acolo în față, coapte. Câteva roșii pe araci din aceștia spiralați. Ia uitați ce roșii. Căpșunele în octombrie. Câteva ale mele acasă, în România, nu mai au nici frunze. Zona asta mai pun ei vara câteva legume. Avem și o trambulină pentru cei mici. Și acolo în spate au și câteva găini. O să le vedem și pe alea. Avem două rezervoare, probabil le folosesc pentru udat. Și în partea asta o cușcă mică. Nu știu exact pentru ce o folosesc. Pare a fi de iepuri. Pare a fi o cușcă pentru iepuri, dar care nu mai este folosită de ceva timp.
Este un loc foarte liniștit și aici în curte și zona în general, această localitate. Este o zonă foarte rurală. Orașele sunt destul de departe. E foarte multă liniște și chiar este un loc care îmi place foarte mult. Am venit mereu cu plăcere și este un loc foarte potrivit, cel puțin pentru mine, pentru a-ți face un concediu. Este foarte frumos vara, dar biletele sunt foarte scumpe și de aceea preferăm să venim toamna, când sunt oferte mai bune. A crescut și niște hamei pe gard. Început să bată vântul. Urcăm pe terasă. Asta este și intrarea folosită cel mai des în casă. Și cum v-am spus, acoperită cu bambus și un fel de plexiglas din acela ondulat. Un spațiu de relaxare vara. Aici au început ei să placheze cu niște lambriu. Încă nu au terminat lucrările. Sora mea folosește foarte mult materiale reciclate. Găsește utilitate din mai toate resturile, să zic așa, lădițe, lemn, construiește mobilier din ele, face tot felul de lucruri care nu mi-ar fi dat prin cap. Asta nu știu ce este aici, un fel de trestie decorativă ceva. Un hamac. Și de pe terasă se vede cel mai bine micul iaz cu pești. Vara aici e foarte frumos. Este și pe partea de nord. Este umbră, răcoare. Peștii ăștia par adormiți. Cred că fac somnul de după masă. Nu știu dacă se vede acolo după brazia, când și când se mai vede câte o pală de la elicele eolienelor. Sunt foarte multe eoliene în zonă. Când veneam cu mașina, cred că am numărat peste 30. Se produce foarte mult curent prin metodele astea mai naturale, să le zic așa, ecologice. Poate reușesc să le surprindă
puțin mai încolo.